dau paletă. De la Babșa, unde se întâlnește cu canalul de descărcare Timiș-Bega și ajunge la noi la Topolovăț. În față, dacă vă uitați, mi-a zis că ăsta este malul stâng. Malul stâng, perfect. Celălalt este malul drept și v-am zis, stați la... Deci Bega vine de sus, stați cu spatele la izvor, malul stâng e malul stâng, malul drept e malul drept. E foarte simplu, deci nu vă întoarceți cu fața. Nu ăla e stângul și ăsta drept. Invers. Se vede stăvilarul, dacă nu veniți mai în lateral. Da. Să-l vedem. Ce vedeți voi acolo cu albastru închis? Sunt două batardouri care în caz de avarie la stăvilar se bagă cu macaraua și se poate acționa la stăvilar. Adică dacă din punct de vedere al mecanismelor stăvilarul intră într-o defecțiune, într-o avarie, se închide partea din amonte cu cele două batardouri și se poate acționa la stăvilar. Deci practic surplusul de apă care vine și ne ajută canalul de descărcare și pragul ce l-ați văzut, o să vă explic și acolo la pod când ajungem, de pragul de la podul de la canalul de descărcare. Nivelul apei în Bega, când este ridicat, în funcție de nivelul stăvilarului care se acționează manual, putem da drumul la apă, descărca apă din Bega în Timiș. Și asta este foarte important. E important pentru menținerea unui nivel constant în Timișoara. Acum știți că sunt niște vaporete în Timișoara care... Ați mers cu ele, nu? Da. Vă place? Da. Nu vă place? E traseul prea scurt. Da. Deci, principalul nostru scop nu e ca să menținem nivelul în Timișoara ca să meargă vaporatele pe Bega. Bineînțeles că și aia e important, dar cel mai important este consumul de apă al Timișoarei. Deci de aia la Topolovăț este ultimul punct de reglare al debitului în aval spre Timișoara. Funcție de stăvilarul ăsta care vi l-am explicat eu, că l-acționăm la Topolovăț, avem nivelul constant în Timișoara și Aquatimul, că ați auzit de Aquatim. Ați fost și în vizită la Aquatim. Are contract pentru furnizarea apei din Bega, ei au și fronturi de suprafață, râul Bega și fronturi subterane. Practic, apa de la Topolovăț de aici ajunge la Aquatim, în Timișoara, la uzina, de unde pleacă la... Când a fost, chiar ne-am oprit da? În zona aceea, da? Vă aduceți aminte? Da. Bicicleta cu cei mari. De unde, de unde ajunge la... Deci ei o tratează și ajunge la voi, la robinet. Vă zic părinții acasă, să aveți grijă să închideți robinetul, să plătiți prea mult, plătesc părinții prea mult. Da. Deci, de apă. Unde vedeți voi acum apă, pe curte, da? După care este Albia Majoră, zona între diguri, pe partea cealaltă nu vedeți digul datorită vegetației care e crescută pe malul apei, digul este după vegetație. Și aveți digul care este compus din cele două talunze, talunzi interior și talunzi exterior, ăsta pe care suntem noi, și coronamentul digului. Este exclus în conformitate cu legea apelor, este interzisă circulația pe diguri, cu autovehiculele, cu legea apelor, circulația pe diguri, fapt pentru care e și semnalizată când am coborât noi, am ocolit. Vilar a fost făcut manual, nu era utilaje ca acum excavatoare, bulbe excavatoare, camioane și așa mai departe. Deci,
tot ce s-a făcut, totul e făcut manual și tot ce o să vedeți la partea metalică a stăvilarului este făcută în binare prin nituire, prin nituri. Cetățeanului, ce nu știu, încearcă nivelul apei, nu știu, la pescuit ce e, se vede foarte puțin din priza de irigație. Deci avem inclusiv o priză de irigație care la nivelul acesta, la cât e apa acum în râul Bega, nu poate permite și nici nu avem în perioada asta de toamnă, în septembrie, nu mai are nimeni solicitări pentru irigații. Dar Bega, principalul ei scop, în afară de alimentarea cu apa Timișoarei, în afară de transportul pe apă, pentru că se făcea transport pe apă la vremea respectivă, nu vorbeam la ora respectivă de, nu putem vorbi acum, că în 1911 era construit stăvilarul ăsta pentru consumul cu apa, consumul de apă al locuitorilor Timișoarei. Dar canalul de descărcare de care v-am zis, Bega Timiș, funcționează în funcție de nivelul stăvilarului. Deci în funcție de cum închidem, cum deschidem stăvilarul, e un prag la pod. Pot să vă zic tehnică, la 280 cotă miră, apa trece peste acel prag de versor și se descarcă în râul Bega. Era economia Banatului atunci, te apă se transportau. Nu existau șosele, nu prea erau șosele, da, nu erau gândite cum să facă, ca să știți că inițial Timișoara a fost o mașină, nu? Ce să facă? Ce să facă, cum să facă ca să ridice un pic nivelul economic al zonei astea. Deci pentru asta, în prima fază, a fost pentru transport, să nu mai depindă de fluctuațiile debei, deci când Begăi, când mare, când mică. Și după aceea, cu alimentarea cu apă, a fost în funcție de modernizare. Da. Deci asta este important și important, cum v-a zis și Emilian, e importantă partea aceasta pentru ape mari, când Bega vine mare.
este un subdomensul canalul care duce în Degal. Capa din Tinis are o căsuță deasupra acolo, n-a fost căsuță aici, e o căsuță deasupra stăvilarului. Sunt niște mecanisme, a fost construit foarte frumos. O să avem un coleg acolo care o să vă explice mai mult. Asta e o parte care de acolo nu s-a vede. Și înainte ați văzut canalul Degal Tinis. Da? Haideți să mergem mai departe. ...1756-1758 pentru suplimentarea apei în orașul Timișoara. În vremea respectivă nu erau atâtea mijloace de transport și foarte mult se circula pe apă. Datorită faptului că pe râul Bega, care trece prin orașul Timișoara, nivelul de apă era oscilant, adică în perioada de toamnă, primăvară, apele erau mari și în perioada de vară apele erau mici. Oamenii din acea vreme s-au gândit să facă o lucrare mai complexă și au făcut acest nod hidrotehnic de la Coșteni. Aici ne aflăm pe malul drept al râului Timiș și cu ajutorul acestei lucrări se deviază apa din râul Timiș în râul Bega atunci când este nevoie și cât nevoie este de apă. Barajul, aici avem un baraj de beton pe râul Timiș, care are 125 de metri lungime și acest baraj oprește apa din Timiș și o îndreaptă pe canalul de alimentare. Trupele străbe la Timișoara au încărcat pe șlecuri, Bega atunci fiind navigabilă mult mai mult decât acum, au încărcat tot ceea ce au putut jefui din Timișoara pentru a transporta ceea ce au jefuit spre teritoriul Serbiei de astăzi. Primul prefect al județului Timiș-Torontal din partea României, e vorba de domnul dr. Aurel Cosma, a fost cel care a venit aici și a vorbit cu lucrătorii de la nodul hidrografic de la Coștei. Apa din râul Bega a fost deversată în râul Timiș și șlepurile s-au așezat pe fundul Begăi, fără a putea să se deplaseze spre Serbia. Și în acest fel, fără a trage un foc de armă, pentru că altfel s-ar fi iscat un motiv de război cu trupele sârbe, lucrurile care au fost luate de trupele sârbe din Timișoara au rămas pe șlepurile pe care ei nu le-au putut lua spre Serbia. Mulțumesc! Logic vorbind, de ce se cheamă nod? Hidrotehnic. E o întâlnire de apă. Așa. Deci, Daniel, o să vă zic mai mult. Deci, a zis că e o întâlnire de apă, de aia zice nod. O întâlnire de apă. Da. Este o întâlnire la fel ca și la Topolovăț, alimentare. Deci, acum, dacă vorbim de canal de descărcare și canal de alimentare, de aici reglăm nivelul de apă care merge înspre Timișoara. Vedeți aici două mecanisme, de o parte și de alta. Sunt două porți care se ridică sau se coboară în funcție de ce avem nevoie. Dacă avem nevoie de mai multă apă pentru Timișoara, ridicăm aceste două porți și apa merge înspre Timișoara. Deci, le închidem sau total sau parțial. Cum se ridică? În momentul de față,
cu aceste porți se ridică electric. Apăsăm pe buton și motoarele învârt acest merg și ridică porțile. În vremurile în care a fost construit acest nod hidrotehnic, porțile erau ridicate cu mâna de către oameni cu lanțuri, cum vedeți acolo. Se adunau oameni din sat, aveau o goarnă, venea cineva aici, lua goarna, sufla și oamenii știau că trebuie să vină să închidă sau să deschidă porțile de la nodul hidrotehnic Poștei și se adunau cât mai mulți oameni pentru că o manevră dura 12 ore. Deci jumătate de zi stăteau aici să închidă sau să deschidă poarta. Și erau foarte mulți oameni pentru că nu puteau 12 ore continuu să tragă de lanțurile acestea 2-3 oameni. Bine ca resturile ce rămân de la mâncare să le aruncați în apă, pentru că se degradează calitatea apei. Nici sticle, nici pungi, absolut nimic. Tot ce vă rămâne, puneți într-o plăsuță, în buzunar și când ajungeți la primul coș de gunoi, le aruncați acolo. Dar pe mare o pungă sau un pești. De nu, ce să le lăsăm pe mari? Păi le puneți într-o, vă faceți un sac de o plasă de gunoi. Bate vântul și dacă nu bate vântul... Sunt animale care le duc în apă. Sunt animale, dar când plouă și când vine apa mare... Le ia afară. Le ia apa de pe mari. Toate gunoaiele se iau. Da? Deci indiferent că nu le aruncați în apă și le lăsați pe mari, efectul este același. Deci nu l-am lăsat nici măcar pe mar. Mergeți cu părinții la picnic acolo. De obicei, lasă că pun într-o pungă și le lasă acolo. Nu! Nu le lăsăm, le luăm cu noi și le ducem acasă, la bloc sau la casă și le punem în toberon. Și acum le spunem și părinților noștri care este motivul pentru care nu avem voie să lăsăm cu noi nici măcar pe mar. Pe diguri avem voie să circulăm cu mașinile. No. Să coborâm și să ne spălăm mașina în Albia, cum se cheamă Albia aia unde am văzut apă, că v-a zis Emilian. Minoră. Da? Minor înseamnă mai mic. Albia Minoră. Deci nu avem ce să căutăm în Albia Minoră și să ne spălăm acolo. Sunt destule spălătorii în oraș, da? Nu ne ducem acolo și mai spălăm mașina un pic, dar oare de ce credeți că nu avem voie? Cum o poluăm? Numai cu praful de pe mașină? Nu, și ulei. Și cu combustibilul care poate de la motor să mai curgă și cu detergentul, pe care în general punem și un pic de detergent să strălucească mașina, nu? Și punem detergent și dăm drumul în apă? Păi și atunci, deci vă dați seama care e problema. Apa pe care noi o bem în oraș, de unde provine? Da, de unde? Devine din Vega, exact. Sunt foarte, foarte puține. Deci majoritatea apei de la robinet vine din Vega. Nu din fântână, nu din coraje. Da, ridică. Mergeți, mergeți. În momentul în care aici trebuie făcute reparații, atunci se lasă. Numai să vă dați seama ce înseamnă ca să uitați ce grosime are, da? Și în perioada respectivă, cred că așa lucrau cu asta pe vremea. Nu are foarte multe date de la 1756. Da. Acum e altfel. Nu, asta zic, nu, atunci era numai asta. Da, ei au venit și au făcut. Thank you.
Discuția de astăzi este una dintre activitățile proiectului Bega Blended, care s-a desfășurat cu copiii școlii gimnaziale numărul 12 din Timișoara. Bega Blended face parte din seria proiectelor Științescu, care au fost implementate în orașul nostru cu ajutorul Fundației Comunitare Timișoara. La această excursie au participat 45 de elevi ai școlii, au fost selectați acei elevi care au fost mai activi și au demonstrat o participare mai bogată în cadrul proiectului. Cu ocazia acestei vizite, cu ocazia acestei excursii, deplasări înspre izvoarele Begăi, copiii au avut ocazia să viziteze punctele hidrotehnice de la Topolăvăț și de la Coștei și canalele care există între Timiș și Bega. Mi-a plăcut foarte mult, mai ales că am fost pe munte în care n-am fost niciodată și a fost destul de distractiv, mai ales că am venit de acolo, de la General la 12 până aici, cu autocarul. Cel mai mult mi-a plăcut când am mers pe munte. Prin acele cărări erau niște râuri extrem de frumoase. Și chiar mi-a plăcut toată excursia cu autobuzul, cum am mers și toate locurile frumoase de aici. Incredibil! Eu de-abia am așteptat momentul acesta, am așteptat foarte mult timp și a fost un drum cam extrem de mult și mai ales mi-a plăcut că am venit pe munte, am mers pe munte și era un drum lung și după aceea ne-am întors și am ajuns aici. Cel mai mult mi-a plăcut când am mers pe munte sus, pe lângă pietrișuri, am văzut râul Bega, canalul Bega. Apele curgătoare. Am învățat cele două brațe ale Begăi, Bega Poieni și Bega Luncani. Mi-a plăcut când am mers pe munte și am văzut izvoarele și am vizitat multe canale și râuri. Și vrem în al doilea rând să-i mulțumim lui doamna Monica Ban. Cel mai mult mi-a plăcut când am venit aici, că am mers pe munte și a fost foarte frumos. Am văzut multe pârâuri și foarte multe chestii și a fost foarte fain, că am fost și cu cei mari și unii ori pus și muzică și a fost foarte fain. Mie mi-a plăcut cel mai mult când am fost pe munte și mulți câini ne-au fost ghid înspre izvoare. Mi-a plăcut cel mai mult, foarte mult, pârâurile și toți munții ăștia plini de copaci. E foarte verde și aș vrea să mai fac excursii cu Bega Blended, pentru că e fain. Am ajuns la Valea lui Man și înainte pe drum am făcut oprire la izvoarele Begăi și am văzut de unde izvorăște și canalul Bega Timiș și după am făcut o drumeție și am văzut alte izvoare.